Pentru ca, într-un fel, să punem un accent mai final pe reportajul ăsta de astăzi, am să mai dau o întrebare. De fapt, aceste trei întrebări nu dezvăluie subiectul în totalitate, dar cumva ne oferă niște chei pentru a reflecta asupra subiectului respectiv, a spectacolului. Și care ar fi întrebarea a treia este, deci primele două întrebări au fost una preistorică, de unde a pornit spectacolul, a doua întrebare a fost cum s-a făcut spectacolul și a treia întrebare este că ce s-a primit, ce product am primit noi, finala, copilul care s-a născut, cum arată acest copil? Este bun, este rău, este perfect sau imperfect? Aici mi-aș aminti de premiera acestui spectacol, care a avut loc în martie 2006, în cadrul galii premiilor Unitem. Deci la premieră, în sală, era și juriul. Îți dai seama, din juriu făcea parte Mihail Munteanu, Ian Danilă, oameni, personalități în domeniu. Și Iuri, evident, că avea, deci, emoții lui erau legate de mai multe evenimente. Andriushenko? Andriushenko avea emoții deosebite. În timpul montării spectacolului, cu două săptămâni în urmă, i-a murit tatăl. Deci, asta a fost una din jertfa pe care a depus-o cineva dintre cei care au lucrat la acest spectacol pentru realizarea lui. Și jertfa a fost atât de mare. O întrebare. Dumnealui a decedat de bătrânețe sau a fost o moarte neașteptată? Subit ceva. Pentru Iurie n-a fost o moarte pregătită. Iurie n-a fost pregătit pentru așa ceva. Mai ales că îmi pare că în zilele când a decedat tatăl, trebuia să aibă loc și premieră. Undeva la 9-10 martie. Iar din cauza asta m-am deplasat în 2-3 săptămâni. În al doilea rând, în seara când a avut loc spectacolul, îți dai seama, luna martie, tunaș fulgera afară, iar sala de la Teatru Cehov fiind aproape de stradă, se auzea totul. Și interesant că tunaș fulgera atunci când parcă era, făcea parte din spectacol. Nu tunaș fulgera așa aleatoriu, parcă erau niște lucruri, deci tema spectacolului. Făcea parte din sonografia spectacolului. Da. Tema spectacolului era Alexandru Tinski ține un examen în fața lui Dumnezeu cum și-a trăit viața. Și uite când parcă Dumnezeu era de acord cu asta, parcă dădea semnalul, știi, da, bravo, aici bravo, acolo bravo. Aprobare, acceptare. A fost un moment extraordinar de tremurător. Iuri a luat în anul acela premiul pentru cel mai bun actor al anului pentru acest rol. După aia au urmat mai multe evenimente mari, turneul în Germania, turneul în Sankt Petersburg, în Kaliningrad, în Iaroslav, în Vladikavkaz, în foarte multe, foarte multe orașe, de unde Iuri Andrușivu s-a întors cu premiile cele mai mari, dacă era un festival cu premii. Așa că, iată, și acest spectacol în continuare este viu, în continuare este întrebat și așteptat de spectator. Și așa încă o mică anotație, ca să spunem. Regizorul spectacolului, dumneata, te-ai ales cu vreo remunerare, cu vreun titlu, cu vreun grad? Eu nu. Au fost undeva
au fost ceva scris, articole, sau a fost cumva menționat spectacolul undeva? Da, articole, da, în permanent sunt articole. Și meu au apărut peste 10-20 de articole despre spectacol. Deci, a fost foarte, foarte apreciat de public. Vreau să zic mai mult pe lista teatrală. Cum este apreciat spectacolul de critici sau de specialiști? La un alt nivel. Păi, dacă Iuri Andrișan a primit premiul pentru cel mai bun actor al anului, cred că asta, despre automat, asta, da. Despre asta vorbești. Am mai luat și alte premii, adică premii la festivalul mondial de bunul spectacol în Germania, în Sankt Petersburg, în Iaroslav, unde a fost înalt apreciat cu primele locuri, adică primul loc. Iar la Iaroslav, spre exemplu, așa a fost un caz, când spectatorul a cerut să fie jucat a doua zi încă o dată spectacol. Adică atâta, eu cred că... Agitație. Atâta, nu erau locuri în sală. Și au fost nevoiți să treacă spectacol în sala mare. Și aici mi se pare foarte important pentru... Interesant. Doresc lui Iuri Andrușin cu succes. Acest spectacol a fost filmat de mai multe ori de televiziunile noastre, a fost dat pe post de mai multe ori. Deci există și în versiune video deja. Da, mai multe variante chiar. Fiindcă nu este publicat în rețea. Și televiziunea națională a filmat, și televiziunea STS, și mai multe televiziuni. Okay. Și nu mai zic, probabil, televiziunile din... țările unde a avut loc, eu n-am fost. La niciun festival n-am fost invitat. N-am fost invitat. Spre mare regret. De obicei se obișnuiește ca regizorul și mai ales scenograful spectacolului să margă împreună cu echipa. Pentru că el depinde forma, da. Pe care o acceptăm acolo în nou spațiu. Dar oricum, am încredere în Iuri este foarte, foarte mobil în privința mobil asta. Și priceput, adică nu s-a rupt niciodată de râs. Bine, mulțumim, domnul Silviu. Da, băi, tu știi că a început la un moment dat special a vorbit tare, știi, și numai tu te auzeai, băi.